Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am aflat că Dacia Spring e criptonită pentru Porsche. Cum adică e criptonită? Criptonită e metalul ăla special la care Superman își Superman, da. Pierdea puterea. Pozitiv la ceva. Așa că... Nu, că serios. Nu facem la final. Stai să dăm știrea. Nu te mai uita, nu te mai uita. Așa, zi măi. Să ieșim pozitiv. Dreapta maxim. Mă pot opri. Dreapta maxim scrie invalid. Nu... Bine, hai că vedem. Hai, în fine. Deci, e în felul următor. Un șofer de Dacia Spring susține că a parcat odată lângă un Porsche Cayenne, îi pune și poză. Așa. Și inexplicabil telecomanda mașinii nemțești n-a mai funcționat. A, sensul ăsta. Și că nici cea de la Spring n-a mai mers. Deci e practic Dacia Kamikaze. Dacia Kamikaze, dacă da. Vrei să strigi Porsche, parchezi cu Dacia Spring lângă, nu mai merge telecomanda. Omul a postat pe Facebook numeroase comentarii. Cineva a spus că e posibil că amândoi șoferii să fie apăsat butoanele telecomenzii în același timp și au interferat undele. Crezi că sunt aceeași unde de Porsche cu cele de la Spring? Dacă e așa, atunci cum se justifică diferența de preț de numai 80.000 de euro? Hoții țin apăsat continuu butonul de la o telecomandă auto. Așa. Omul nu este atent și apasă butonul din mers după ce a parcat. Rămâne mașina deschisă. Foarte multe telecomenzi interferează și nu mai acționează situațiile astea. Habar n-aveam. Nu vrei să facem următorul test în parcare? Să apăsăm telecomanda în același timp să vedem ce se întâmplă? Iartă-mă, dar... Poate explodează ceva. Ne lipsește Porsche-ul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.